Da, Simona Spătaru, am văzut că a fost un eșec până acum, de ce am vrea să continuăm asta când toată lumea spune că nu-i bine, inclusiv cumpărătorii care s-au trezit cu alte produse non-alimentare la care prețurile au crescut și cu 20%. Pentru că și guvernul Ciucă și guvernul Ciolacu numără doar voturi, Ioana Constantin. Încă de anul trecut, de când economiștii, nu doar opoziția, le-a spus că un buget mincinos, un buget care nu se orientează spre a promova producătorii, pentru a strânge într-adevăr acel TVA necolectat, deci pentru a face o reformă de stat, pentru a investi banii din PNRR, ci dimpotrivă, doar să aducă oamenii partidului în aparatul de stat, să ignore industriile pe care acum le vedem în stradă, să ignore și profesorii, să ignore și mediul sanitar, nu va aduce decât practic țara asta într-un dezastru, într-un loc de în care e foarte greu să mai scoți la lumină ceva. El nu insistă Ciolacu acum pentru că vrea să fie darnic cu vreo parte a românilor să le scadă cu 5 bani costul la lapte. Nu, pentru că le ia din buzunar mai mult de la alt produs, așa cum bine ați spus și dumneavoastră. Pur și simplu este, din punctul meu de vedere, este răzbunător pe mediul economic. Vede că acolo oamenii încă încearcă să supraviețuiască. Nu mai supraviețuiește nimeni, îl interesează absolut deloc, doar vrea să ia de acolo taxe. Avem de făcut colivă pentru mediul de afaceri. Da, și pentru restul încearcă să-i păcălească cu orice și voucherele. Să știți că sunt probleme foarte mari acum la voucherele acestea pe energie. Oameni care pleacă din sate să meargă să-și ia de la nu știu care poștă, de la nu știu care depărtare, niște bani pe lemne. Așa a fost și cu astea cu mâncarea, la fiecare început de an, la fiecare sfârșit de an alte probleme. Pensiile vin mai târziu. Bun, hai să nu amestecăm toate subiectele, vă rog. Petru Movilă, hai să ne întoarcem la plafon.